Sâmbătă, CSU Suceava a câștigat meciul cu CSM Vaslui cu scorul de 30-28. Confruntarea a avut loc în sala Dumitru Bernicu, atmosfera fiind una destul de tensionată, însă handbaliștii pregătiți de Bogdan Șoldănescu au obținut victoria. Astfel, echipa suceveană a urcat pe locul al șaselea în ierarhia Ligii Naționale de Handbal Masculin. Am avut așteptări mari, într-adevăr. Mi-am dorit foarte mult să câștig acest meci. Am fost aproape, dar, din păcate, nu știu, mi-e foarte greu să analizez acum multe lucruri care, o să spun că au influențat rezultatul. Voi vedea în liniște acasă, sunt sub presiune, acum stresat și nu vreau să vorbesc niște lucruri care să le regret ulterior. Nu mă încântă cu nimic că sunt golgătorul partidei sau echipei sau acel mai fel. Am venit cu speranțe la acest joc, am încercat cât am putut să facem noi la acest moment să luăm cele 3 puncte, nu am reușit, ne-am bătut, să zic, 50 de minute, 50 un pic, apoi se pare că am cedat, dar asta este handball. Felicit echipa din Suceava, știam că o să forțeze pe final un joc mai în viteză, au jucat mai relaxați ca noi cu sabia deasupra capului, cum s-ar spune, din pricina clasamentului, dar nu avem ce să facem, mergem înainte, tot noi suntem, tot noi trebuie să scoatem, cum se spune. Mă bucur că am reușit să mă ajut colegii, chiar dacă în prima repriză nu a fost chiar cum voiam eu să fie, mă bucur că în a doua repriză am reușit să-mi revin și să mă ajut colegii cu paradele mele. Meciul a fost tensionat pe alocuri, cum s-a văzut din teren? Da, a fost un meci foarte tare, o echipă care a venit aici să moară pentru cele 3 puncte, având în vedere situația lor din campionat, din clasament. A fost foarte tare, dar mă bucur că am reușit să ne arătăm valoarea și să arătăm că suntem cei mai buni și am câștigat. Așa cum ne așteptam, cum am zis și joi, va fi un meci greu. Ei veneau să-și apere șansa pentru a evita retrogradarea, pentru a evita barajul, probabil își puneau mari speranțe în acest meci și ne așteptam să ne dea o replică bună. Dar, din păcate, accidentările noastre, poate Darius, Bolo, care au lipsit și și-au făcut simțită prezența accidentările, dar băieții, până la urmă, s-au luptat, au arătat că pot suplini pe oricine și nu e important, aici la Suceava, nu e important numele de pe spate, ci cel din față unde scrie CSU și toți luptă pentru același scop de a câștiga meciuri.